שלום, נושא השיעור, העבודה בעליות וירידות. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, אנחנו בקטע מספר... סובייקטור מוצ'י מונקה נשטנס פיון שקוברוב, צ'יטים אקסטרסט אין סורסה, קונטינום דלה אקסטרסטור נוס פרזצ'ם, לוסיס מטריאל לסודיו בסייטול נוסטרום, פודו ספונצי נטרבורי, צ'י... Întrebările selectate vor fi puse în timpul lecției. Raf. Desigur, munca în urcări și coborâri nu se termină la lecția noastră sau în cele câteva lecții pe care le studiem, cu cele câteva extrase pe care le citim. Această muncă ne vine de sus. Creatorul face asta. El ne scutură. Odată trezește o mare dorință de a primi, care e ascunsă în interior, altădată începe să ne ridice. Și apoi vedem, verificăm, simțim, căutăm dorința de a primi prin lumina superioară, lumina dăruirii și în acest mod, prin urcări, coborâri, cu o mare dorință de a primi și o mare dorință de a dărui intermitent, astfel ne studiem pe noi și întreaga creație. Ne studiem natura noastră versus natura Creatorului și cum este posibil să ne apropiem unii de alții, să ne comparăm și totul este un rezultat al urcărilor și coborilor. De aceea trebuie să avem o pregătire mare. De ce? Ca să avem răbdare, să fim persistenți, pentru că mii și mii de urcări și coborâri vor trece peste noi până la finala corecției Gmartikun, care e cea mai mare urcare și înainte de ea e cea mai mare coborâre. Cu cât avansăm pe drumul nostru către corecții, coborârile devin din ce în ce mai adânci și urcările din ce în ce mai înalte. Și așa este, cum mi-a spus Domnul, a făcut una opusă celelalte. Și așa avansăm și îi studiem munca lui ca avantajul lumii din întuneric. Și doar așa este, cu cât e mai mare întunericul, mai târziu se revelează mai multă lumină. Și din nou și din nou, astfel încât cam așa scuze, ככה, שכל פעם כמה שם לפי יקר דעת אקסיסו נוסטרו באקסה טימפולי אקסה טימפולי כרה נדוצ'ה לפינלה קורקציה ne va da urcări mai mari și urcări mai mici și coborâri mai mici. Întotdeauna avem un plus, un minus conform cu... De aceea toată munca noastră constă în a accepta coborârile într-un mod în care încercăm să ne facem din ce în ce mai puternici. Așa cum spune regele David, ți-ai ascuns fața. Într-adevăr, e neplăcut de fiecare dată, vine în forme diferite. Simțim slăbiciune, lipsă de gust. Devenim dezamăgiți, tot felul de forme. Pe scurt, o lipsă de dorință. Și până la urmă diferite modalități de lipsă de dorință se revelează și în conformitate urcările vin și examinează pentru noi un pic coborările, ne dau puțină forță, ne justifică coborările prin care am trecut, etc. De aceea noi trebuie să învățăm una din cealaltă. Și acesta este un studiu care nu se termină până la Gmartikun.
așa cum e spus, avantajul luminii din întuneric. Adică cu cât apare mai mult întuneric în noi, mai târziu vine lumina, ascensiunea, și apoi studiem lumina, ascensiunea, creatorul, formele de apropiere de el, exact din aceste forme de întuneric, distanțare. De aceea, așa cum e spus despre Rabbi Shimon, care s-a simțit Rabbi Shimon de la piață, adică un om obișnuit, un simplu muncitor de pe stradă. Deci, el a simțit că această coborâre e atât de semnificativă încât, aparent, după ea va avea urcare cu adevărat măreață și specială. Așa ar trebui și noi, de asemenea, să încercăm constant să ne ținem prin urcări și coborâri, că aceste două forme, practic, se sprijină una pe cealaltă și e imposibil să ai una fără cealaltă. Deci, hai să continuăm. Extrasul 19. Fiecare lucru pe care îl poate face trebuie să-l facă ca și cum ar fi într-o stare de urcare. De aceea, când depășește puțin în timpul coborării, se numește o trezire de jos. Și fiecare acțiune pe care o face, el crede că este voia Creatorului și prin asta, el este răsplătit cu o apropiere mai mare. Adică omul însuși începe să simtă că Creatorul l-a apropiat. Din nou. Din nou 19. Fiecare lucru pe care îl poate face, trebuie să-l facă ca și cum ar fi într-o stare de ascensiune. De aceea, când depășește chiar puțin în timpul coborării, se numește trezire de jos. Fiecare acțiune pe care o face, crede că este voia Creatorului și prin asta, el însuși este răsplătit cu o apropiere mai mare. Adică, omul însuși începe să simtă că Creatorul l-a apropiat. Raf. Asta înseamnă că cum ar trebui să încercăm să fim în timpul coborârii? Să nu fim pasivi, pentru că este foarte dificil să facem ceva, dar dacă după eforturile noastre chiar facem ceva, prin asta descoperim că a fost Creatorul cel care ne-a dus aproape. Nu că ne apropiem noi de El prin forțele noastre, ci mai degrabă El ne aduce aproape. Iar aici deja începe acest loc de contact între om și Creator. De ce? Pentru că faptul că noi facem o acțiune în timpul coborârii, chiar dacă nu suntem capabili să facem nimic, doar un pic, că facem un pic de efort către Creator, prin asta, practic, facem o acțiune, asta se numește o trezire de jos, o trezire din partea noastră, și asta e un pic de inclinație pe care o avem de la noi către Creator. Și chiar dacă nu suntem cu adevărat capabili să facem ceva, totuși această inclinație e cumva un fel de gând, o anumită parte a acțiunii pe care suntem în stare să ne o descriem că am vrea să o facem. Asta deja se consideră o trezire de jos. Și așa vom descoperi din ce în ce mai multe acțiuni din partea Creatorului care ne dă nouă oportunitatea de a face acțiuni din partea noastră. De aceea, ce spune? Citesc din nou.
fiecare lucru pe care îl poate face, trebuie să-l facă ca și cum ar fi într-o stare de urcare. De aceea, când depășește puțin în timpul coborârii, se numește o trezire de jos. Fiecare acțiune pe care o face, și el crede că este voia Creatorului, prin asta este răsplătit cu o apropiere mai mare. Adică, el crede că vine de sus, adică omul însuși începe să simtă că Creatorul a apropiat. Deci, din nou, aici este o relație specială între om și Creator. Dacă omul face un anumit efort din partea lui, începe să vadă că a fost practic Creatorul care i-a pregătit și a făcut pentru el. Cu toate că aparent e munca omului și că el o face, dar nu. Ce se întâmplă este că Creatorul o face pentru el. Dacă nu sunt întrebări, hai să mergem mai departe. Slasul 20. Fără un impuls, omul este nemișcat. Nu face nicio mișcare și este de acord să rămână în starea în care se află. Dar dacă cineva coboară la un nivel mai mic decât înțelege, acest lucru îi dă puterea de a depăși. Pentru că omul nu poate rămâne într-o stare atât de rea, deoarece nu poate fi de acord să rămână așa în starea în care a coborât. Din acest motiv, omul trebuie întotdeauna să depășească și să iasă din starea de coborâre. În această stare, el trebuie să atragă asupra sa măreția Creatorului. Acest lucru determină să extinde forțe superioare de sus sau rămâne în această stare de jos. Rezultă că prin searot omul descoperă treptat măreția Creatorului până când omul găsește numele Creatorului. Din nou, extrasul 20. Fără un impuls, omul este nemișcat, nu poate să facă nicio mișcare și este de acord să rămână în starea în care se află. Dar dacă omul coboară la un nivel mai mic decât înțelege, acest lucru îi dă puterea de a depăși, pentru că el nu poate rămâne într-o stare atât de rea, deoarece nu poate accepta să rămână așa în starea în care a coborât. Rav. De aceea, fiecare coborâre este mai adâncă decât coborârea anterioară. Să citește textul din nou. Din acest motiv, omul trebuie să izbutească întotdeauna să iasă din starea de coborâre. În această stare, el trebuie să atragă asupra sa exaltarea, măreția Creatorului. Acest lucru îl determină să extindă forțe superioare de sus sau să rămână în starea aceea de jos. Rezultă că prin searot omul descoperă treptat măreția Creatorului până când el găsește numele Creatorului. Rav, da. Peta Tikva 18. גם מהקטע הקודם שקראנו וגם מהקטע הזה שהירידות הן יותר חשובות או יותר din extrasul anterior pe care l-ai citit, se pare că coborările sunt mai importante sau mai semnificative comparate cu urcările, așa e? Rav. Omul simte că coborările sunt mai semnificative decât urcările, e adevărat, altfel n-am fi capabil să ne urcăm. Trebuie să simțim un întâlneric mai mare, altfel n-am apreciat lumina, n-am apreciat că ne apropiem de Creator, n-am vrea să ieșim din coborâri. Ai dreptate. Cabiu 3.
Ce se întâmplă cu reșimul pe care le avem la fiecare moment și care nu sunt corectate încă? Dacă nu sunt revelate, sunt încă adormite și ele rămân în interiorul omului și momentul lor în care nu a venit. Să fie trezite prin lumina reformatoare. Reșimo, înregistrările care sunt mai vechi de aici până la finala corecției pentru fiecare în parte. E clar? Petativa 2. Când omul primește un astfel de impuls care să-l ajute, Rav, un impuls ca să iasă din coborâre, Sfântul, da, nu vrea să avanseze și primește un impuls, un imbold, Rav, păi omul nu poate avansa. Faptul că el încearcă până la urmă cumva să avanseze, hai să zicem așa, omul e în același proces ca înainte. Vine la lecții, face ateliere, participă la tot felul de evenimente pe care le are grupul, de-a lungul zilei se întâlnește cu ei. Pe scurt, face tot ce este posibil și asta e mecanic, toate aceste lucruri pe care le face. Și de asemenea, dacă nu le face, prietenii îi vor cere, îl vor impulsiona, asta e clar. Dar înainte de asta, nu e capabil să facă nimic. În interior este mort. E mort. Chiar dacă aude ce spun ei, n-are niciun răspuns pentru ce vorbesc, ce studiază. Urechile lui sunt deschise, dar practic nu intră nimic. Asta este problema, starea de coborâre. Și de fiecare dată simt asta într-un mod care e din ce în ce mai clar. Și așa continuă până când începe să vadă că acțiunile lui pentru a ieși din această situație nu-l ajută. Și încearcă să-i ceară Creatorului. Și de asemenea, până când își aduce aminte de Creator, până când se întoarce către Creator și vede că nici asta nu-l ajută. Totuși, în cele din urmă, starea de coborâre și de asemenea acțiunile lui, în ciuda coborârii, acestea până la urmă îl aduc la o stare în care Creatorul îi dă de sus o anumită trezire de sus și omul începe încă o dată să simtă un anumit gust în spiritualitate, în conexiune și așa avansează. O să vedem asta și în continuare în alte extrase. Ok? Petativa 31. Bună dimineața, Rav. Ai menționat că fiecare coborâre mai adâncă decât cea anterioară. Dar împreună cu asta, câteodată simțim că rămânem în această stare externă, așa apare și e frustrant. De unde avem această senzație și Rav? Da, avem această senzație că noi cădem în aceeași stare, pentru că în starea de coborâre de întuneric nu prea poți distinge dintre un întuneric și cealalt întuneric. Așa pare, dar nu e același lucru. Nimic nu se repetă în spiritualitate, niciodată. Petativa 19. Lo shumim. Da, de miut. Slicha, slicha, eti be miut. Shela, Rav, boker tov. Scuză-mă, bună dimineața, Rav. Întrebare din extras. Scrie, deoarece starea în care a coborât
nu e de acord să fie cu ea, de aceea trebuie să o depășească de fiecare dată și trebuie să atragă asupra lui măreția Creatorului, care îl face să atragă o forță mai mare de sus. Și această acțiune de a atrage asupra lui măreția Creatorului, Raf, măreția Creatorului, măreția dăruirii, măreția conexiunii, măreția grupului de 10. Toate aceste lucruri aparțin măreției Creatorului sau exaltării Creatorului. Măreția acțiunii de dăruire, ceva care e deasupra dorinței de a primi, pentru că dorința de a primi are un singur lucru. Fie este fără spiritul vieții, nu vrea să se miște, totuși dacă e ceva de care se poate bucura, atunci se mișcă, conform cu măsura de care are nevoie ca să obțină ce dorește. Reiese că omul în timpul coborârii nu vrea să se miște atât de mult cât e dispus să fie ca și cum stă întins acolo într-un singur loc, ca o piatră. Și nu contează ce se va face, orice, prin orice ar trece, el nu vrea nimic altceva. Asta este o coborâre naturală și asta e forma dorinței de a primi, forma naturală. Ce trebuie să facem este să construim un astfel de sistem în jurul omului, încât până la urmă să-l ducă printr-o acțiune externă, astfel încât să ia parte la tot felul de evenimente, să zicem, tot felul de acțiuni și apoi, într-un astfel de mod, va avansa. Orice stă în puterea ta să faci, fă-o, pentru că toate acestea lucrează împotriva dorinței naturale de a primi. Pentru că dorința noastră naturală de a primi e moartea. Adică omul pur și simplu e dispus să stea jos, să se rămână acolo, fără nicio mișcare, fără nicio acțiune, doar să fie deschis ca să primească plăcere. Și chiar primirea plăcerii. Vrea să primească plăcere, dar nu să lucreze ca să primească plăcere. O să verificăm asta din ce în ce mai mult și o să vedem în ce măsură e acest tip special de lene. Nu e nimic mai mult decât atât. Studentul. Rezultă că măreția Creatorului devine combustibil? Rafta, exaltarea Creatorului, dacă simte că cumva el trezește măreția Creatorului, devine combustibil. Da, e adevărat. Kazakhstan. Mulțumesc, Rav. Conform cu desenul, aceste valuri sunt mai mult sau mai puțin similare, dar senzația din coborâri e mai puternică decât cea din urcări. De asemenea, cumva senzația că nu pot să spun că sunt într-o coborâre și că Raf, încă nu putem distinge între cantitate și calitate în coborâri. În întâlnări, desigur, putem distinge mai mult, putem vorbi mai mult, dar încă nu putem distinge odată ce ieșim din întâlnări. Da, așa este la începutul drumului, ai dreptate, dar așteaptă că se va schimba. Latin 4. Rav, întrebarea noastră e din extrasul 20. Trebuie să cer Creatorului pentru o coborâre, că asta mă va da? Rav, nu cere coborâri. Noi întotdeauna cerem urcări. Coborâre înseamnă distanțare de Creator și nu putem cere asta pentru că este
ceva opus scopului creației. Și dacă tu vrei ca coborile și urcările să se desfășoare mai repede, atunci trebuie să fii din ce în ce mai mult atras exact de urcări. Dar noi n-ar trebui să fim niciodată atrași de coborâri, pentru că e împotriva naturii însăși. Deci, nu poți să fii atras de coborâri, ești pur și simplu atras de o stare care este moarte. E bună doar dorinții de a primi. Conform cu natura noastră, noi nu putem să ne distanțăm de Creator. Voi să fim mai aproape de Creator. Întotdeauna conform cu natura noastră, fie din dorința de a primi, care o clipa, o coajă, sau din dorința de a dori, care este chedușa, sfințenie. Pe Tativa 35. Aș vrea să întreb, să continui întrebarea prietenului din Petativa 19 și să te întreb, să te rog să continui să explici Exasul 20. Reiese că prin Searot omul descoperă treptat măreția Creatorului până când descoperă numele Creatorului. Rav, cine a întrebat asta? Unde a auzit întrebarea asta că prin Searot păi în Exasul 20 la final scrie reiese că prin Searot. Ce extras am citit acum? Am citit extrasul 20 și ultima linie spune rezultă că prin Searot omul treptat descoperă exaltarea Creatorului până când omul găsește numele Creatorului. Rafta și păi vreau să te întreb, te rog să ne explici asta. Raf, Searot, păr, cuvinte de la cuvântul furtună, steară. Conform furtunii, descoperă măreția Creatorului. Asta vreau să ne spun aici. Am învățat despre Searot, păr. O să învățăm mai târziu în părul din barbă, în ariha împindeațilut. Dar nu e relevant aici acum. Ok? Latin 8. Bună seara, Rav. Întrebarea mea este când ca studenți de Kabbalah începem să simțim urcările și coborările și cum putem să spunem că suntem într-o urcare sau într-o coborâre? Raf. Asta e conform cu ceea ce simțim față de grup. Mai aproape de prieteni, vrem să fim cu ei într-o singură îmbrățișare sau nu? E simplu, asta în primul rând, asta e testul. Deci, dacă noi avem o înclinație către conexiune, către a ne apropia, asta e oricare. Și dacă e opus, e o coborâre, pentru că în raport cu Creatorul, în raport cu alte lucruri, noi poate ne înșelăm. De asemenea, e posibil, în măsura în care vreau să fiu mai mult în studiu, în examinare, dar, pe scurt, cel mai important este în raport cu grupul. Moscova 7. Dacă se poate, două întrebări. Prima despre extras, care a fost citit. Îi scrie că doar datorită măreției Creatorului și forței de sus
omul poate să iasă din coborâre. De asemenea, a explicat mai devreme că doar prin trezirea de sus omul se poate ridica. De ce avem nevoie de trezire de jos atunci? Raf, ca noi să vedem în ce măsură nu suntem capabili de nimic. Doar să cerem Creatorului, poate să cerem Creatorului, ca El să ne ajute. Dar, practic, toate acțiunile vin de sus. Și în măsura în care noi ne pregătim aici jos ca să fim conectați între noi și prin asta îi dăm Creatorului oportunitatea de a dărui și a ne influența. Am două întrebări legate de țin. Pe axa timpului, de-a lungul axei de timpului pe care ai desenat-o, timpul coborârii și timpul lucrării, cel mai de jos punct are nevoie de o mare cantitate de timp. Cum să nu pierdem timpul în urcări și coborâri, ca să fie exact ca un impuls și linia să devină dreaptă, Raf. Dacă omul se ține de grup cu ambele mâini și e constant în el și chiar dacă treci prin diferite stări, cu toate astea ești în el și vrei să fii conectat cu grupul, ca un copil care se ține de mama lui, e atașată de corpul ei, pur și simplu așa, și doar într-un alt fel de mod poți să treci prin coborâri și urcări într-un mod, într-o manieră rapidă și lină. Creatorul acționează astfel asupra ta, dar tu deții împreună cu toată lumea. Și într-un astfel de mod, prin orice te trece, Tel Aviv 7. Tel Aviv 3. Care e diferența între o coborâre care se exprimă prin dubii legate de drumul spiritual și o coborâre care se exprimă prin lipsă de putere, lipsă de măreția Creatorului? Rav, depinde de dubii în raport cu ce? Păi legate de drumul spiritual în general. Rav, nu. Sunt și diferențe acolo, de-a lungul drumului, dubii legate de studiu sau dubii legate de drumul spiritual sau dubii legate de, nu știu, sunt diferite modalități și aici diferite. Nu vreau să intru în asta acum, e cu adevărat un subiect pentru câteva lecții suplimentare. Păi, investiția corectă în grup și în diseminare ar trebui să aducă un anumit tip de coborâre și cel care nu face asta primește un alt tip de coborâre. Raf, cine nu se ține de grupul de 10, îi va fi foarte dificil să iasă din coborâre. De asemenea, urcările și coborârile devin, se prelungesc foarte mult pentru că acestea sunt stări care preced adevăratele stări spirituale, pentru că nu este în sistemul care e pregătit să actualizeze și să obțină exact aceste acțiuni. Ashkelon Free. Ashkelon 3. Mulțumesc. Mi-ai spus odată despre ce s-a întâmplat cu Rabaș și fost la el și ai fost insultat de învățător și n-ai putut să te ridici. Asta se construiește că coborâre normală sau
Rav, asta vine de sus, n-aș putea să spun și nu-ți recomand să faci astfel de calcule lucruri, care mi s-au întâmplat mie și cu Rabaș, să nu iei aceste exemple ca să ți se vor întâmpla ție, Pedro. Nu e o idee bună. Te refer la ele ca niște povești suplimentare, că sunt astfel de stări, dar nu că trebuie să se întâmple fiecare ea. Berșeva. Bună dimineața, Rav. Kli mondial. Ce e această scară a valorilor? Cum ai defini scara pe care urcăm și coborăm? Rav, măreția creatorului în ochii noștri și în interiorul ei, măreția grupului în ochii noștri, și asta e tot. Și în interiorul acestui lucru sunt eu. Asta e tot. Scuză-mă. Rav, nu știu care sunt numele creatorului, acum încă nu le obțin, nu știu ce sunt. Când vom începe să obținem aceste nume cu litere, adică cu dorințe și împliniri și ecran, atunci o să vorbim de ele. Dar pe moment sunt doar cuvinte. Kiev. Da, dragă Rav, ce înseamnă că noi atragem coborile deasupra aviutului din grupul de 10? Rav, dacă mă țin de grupul de 10 în coborât, îmi simt inspirația, impresiile din coborâre, impresiile negative într-o manieră mai, într-o modalitate mai mică, și în urcări simt impresia, pentru că aparțin grupului de 10 chiar mai mult. Învățăm cum se întâmplă că în starea de coborâre simțim că în măsura în care suntem conectat cu grupul de 10, simțim o influență mai mică a coborârii asupra noastră, dar nu și ne îndepărtează, nu îndepărtează coborârea, dar e ceea ce e legat de calitatea ei, asta descoperim. Și în urcare e invers. O să studiem asta, nu e simplu. O să trecem prin urcări și coborâri și o să începem să ne obișnuim cu ele, o să facem un grup. Nu stăm încă experimentați în asta. Și apoi o să vedem în ce măsură este posibil să lucrăm cu ele. Cum ar trebui să fiu conectat corect cu grupul de 10, astfel încât să fiu capabil să... Rav, nu fi un tip deștept, încearcă să te atașezi de ei, să fii în adesiune cu ei cât mai mult posibil. Nu că așa pot să o fac, așa nu pot, că e mai bine să o fac așa sau altfel. Din contră, fii în adesiune cu ei în inima ta. Așa cum se spune, inima înțelege. Și apoi o să încep să înțelegi ce se întâmplă. Dar fă-o prin inima ta, prin emoții, nu prin creier. Așa cum trebuie acum. Da, Gilad. Poți poate să desenezi cum arată oricare și coborâre prin grupul de 10, cum ai explicat acum? Rav, cum? Păi, te întreb dacă poți să ne oferi o anumită imagine. Rav, ce imagine? În primul rând, nu îmi place să fac imaginea astea, să desenez. Am desenat mii de schițe de-a lungul timpului, cred că sunt toate în arhivă, dar nu cred că există o expresie pentru asta aici. Nu știu. Ai făcut acest desen al coborilor și urcărilor care cresc și cred că e clar. Dar acum ai explicat cumva că, și Vlad a extins întrebarea asta, cum urcările și coborările se
au loc altfel prin grupul de 10, dacă pot să ne desenez, să ne... Raf, nu, n-am astfel de imagine în inimă sau în creier, nu știu, că prin grupul de 10 eu intensific amplitudinea, puterea urcărilor și diminuez puterea, amplitudinea coborilor, dar asta vine împreună cu atât în cantitate cât și în calitate, adică conform cu puterea care e cantitate versus calitate, nu știu, omul ar trebui să vadă asta în interiorul inimii sale, să aibă o astfel. Dacă e un desen pe hârtie, rămâne pe hârtie, dar e spus că trebuie să o imprimi în inima ta, asta trebuie să facem, să o scrii în inima ta. Continuă, te rog. Extrasul 21. Când omul se află într-o stare de urcare, trebuie să învețe din starea sa în timpul coborării, pentru a ști diferența dintre lumină și întuneric. Așa cum este scris, ca avantaj al luminii din interiorul întunericului. Cu toate astea, în cea mai mare parte, omul nu vrea să-și amintească vremea întunericului, pentru că asta îl doare. Iar oamenii nu vor să sufere fără niciun motiv. Mai degrabă, omul vrea să se bucure de starea de urcare în care se află. Totuși, trebuie să știm că dacă luăm în considerare coborârile în timp ce ne aflăm în urcare, omul va învăța două lucruri din asta. Ce îi va aduce beneficii și, prin urmare, nu va suferi din coborâri fără motiv. 1. El trebuie să știe cum să se păzească cât de mult poate de la cădea într-o coborâre. 2. Avantajul luminii din interiorul întunericului. În acel moment el va avea mai multă vitalitate și bucurie din starea de urcare și va putea mulțumi Creatorului că l-a apropiat de el. Adică acum omul are o senzație bună din faptul că se află într-o stare în care înțelege că merită să fie un slujitor al Creatorului, deoarece acum simte măreția și importanța Regelui. Din nou 21. Când omul se află într-o stare de urcare, trebuie să învețe din starea sa în timpul coborării pentru a cunoaște diferența dintre lumină și întuneric. Așa cum este scris, ca avantaj al luminii din interiorul întunericului. Totuși, în cea mai mare parte, omul nu vrea să-și amintească vremea întunericului, pentru că îl doare, iar oamenii nu vor să sufere fără niciun motiv. Mai degrabă, omul vrea să se bucure de starea de urcare în care se află. Cu toate astea, omul trebuie să știe că dacă ia în considerare coborârile în timp ce se află într-o urcare, va învăța două lucruri din asta, care îi vor aduce beneficii și, prin urmare, nu va suferi din coborâri fără motiv. 1. Trebuie să știe cum să se păzească cât de mult poate de la a cădea într-o coborâre. 2. Ca avantaj al luminii din interiorul întunericului. În acel moment el va avea mai multă vitalitate și bucurie din starea de urcare și va putea mulțumi Creatorului că l-a apropiat de el. Adică, acum omul are o senzație bună din faptul că este într-o stare în care înțelege că merită să fie slujitor al Creatorului,
deoarece acum simte măreția și importanța regelui. Rav, cred că e clar, în general, e clar. Extrasul 22. În măsura recunoștinței sale, așa crește și dăruirea pe care o oferă Creatorul. De aceea, noi trebuie să fim recunoscători pentru a aprecia darul său, astfel încât să ne putem apropia de Creator. Prin urmare, când omul se uită întotdeauna în timpul urcării la starea în care se afla în coborâre, adică cum s-a simțit în timpul coborârii, el poate deja să facă o distinție ca în avantajul luminii din interiorul întunericului. Și el are deja noi vase, chelim, în care să primească bucurie și să fie recunoscător Creatorului. Asta înseamnă ceea ce este scris, că omul ar trebui să binecuvânteze. Binecuvântat este cel ce a făcut o minune pentru mine în acest loc. Adică în locul în care se află acum, în timpul urcării. Dar ce nu poate fi urcare dacă nu a existat o stare anterioară de coborâre. Citește-l din nou, dar și asta e clar, nu? Citim din nou extrasul 22. În măsura recunoștinței sale, așa crește și dăruirea pe care o oferă Creatorul. Prin urmare, omul trebuie să ia notă de pentru a fi recunoscător, pentru a aprecia darul Creatorului, astfel încât să ne putem apropia de Creator. Așadar, când omul se uită întotdeauna în timpul urcării, la starea în care se afla în timp ce era în coborâre, adică la cum s-a simțit în timpul coborârii, putem face o distinție ca avantajul luminii din întuneric. Și el are deja noi vase în care să primească bucurie și să fie recunoscător Creatorului. Acesta este sensul a ceea ce este scris, că omul ar trebui să binecuvânteze. Binecuvântat este cel ce a făcut minunea pentru mine în acest loc. Adică în locul în care se află acum, în timpul urcării, doar ce nu poate fi o urcare dacă nu a existat o stare anterioară de coborâre. אתה אמרת שזה ברור, אבל לי זה לא ברור. למה זה כל כך חשוב? Clar, dar nu e clar pentru mine de ce e acest atât de important să verifici ce a fost tipul coborârii când ești în urcare. Nu prea mi-e clar, Rav. Nu e bine să mă întorc la starea de coborâre, ci să înțeleg ce mi s-a întâmplat pentru a mă ajuta în viitor, asta e tot. Păi și cum pot să văd în viitor dacă o stare e nouă, mai diferită? Rău, până la urmă, calitatea în aceste stări este că dorința de a primi conduce în timpul urcării, dorința de dărui conduce și vreau să văd lucrurile astea mai clar ca să știu cum să mă conduc mai bine și cum se conectează după 10 la acest proces. E o examinare colectivă sau una personală? Păi sunt în grupul de 10 și în măsura în care sunt conectat cu el, pot să mă salvez de la coborâri, da. Un prizonier nu se poate salva singur din închisoare. Deoarece ce este o coborâre? Dacă o identific corect,
o coborâre când nu sunt conectat cu prietenii. Și de aceea experimentez o coborâre. Când sunt în contact cu ei și prin ei primesc sprijin și ajutor, atunci sunt într-o stare de urcare. Nivelurile de conexiune dintre noi în sistemul la Adam Arishon, astea sunt în cele din urmă ceea ce se întâmplă. Deci adevăratele urcări și coborări au loc doar în condițiile în care omul este în interiorul grupului de 10 și le măsoară doar relativ la grupul de 10. Altfel nu își evaluează corect stările. Peter 2. Rav, legat de extrasul 21, spune acolo cum să te păzești de coborâri cât mai mult posibil. Acum, dacă vreau să mă păzesc de coborâri, Rav, din față de coborâri sau de lene? Nu putem să ne salvăm de coborâri pentru că trebuie să obținem de fiecare dată discernimente, înregistrări din spargere, să le procesăm și să le ridicăm la Creator așa încât El să le corecteze, dar trebuie să o facem cât mai repede posibil, adică totul depinde de cât de conectați suntem unul cu celălalt în grupul de 10 și apoi munca noastră va fi foarte rapidă, foarte ușoară, zice, cu bucurie într-o astfel de măsură încât toate aceste coborâri se vor simți bucurie ca și urcările, ok? Belarus. Lishamer mi odaya mugberet ayim efshar leodot yoter miday lebore ve ze yechol la'azor. Cum ne păzim de o recunoștință prea mare? Putem mulțumi prea mult Creatorului sau Rav? Nu, n-am înțeles întrebarea. Repetă, te rog. E spus aici că omul trebuie să se păzească de la mulțumit prea mult Creatorului când te apropii de El. De obicei auzim că nu poate fi o recunoștință excesivă. Aici pare o contradicție. De aceea trebuie să fim recunoscători, de aceea trebuie să fim recunoscători și să apreciem cadoul Lui. N-am să știu ce. Atunci omul caută în urcare. Citește extrasul, dar nu înțeleg ce spune. Ce se traduce de fapt? Deci pentru noi va fi întotdeauna egală o stare de urcare și de coborâre, întuneric și lumină, și n-ar trebui să fim în adeziune în una sau în alta, întotdeauna trebuie să fim în mijloc ca nu știu ca ce. Traduce cu pune în gură, nu înțeleg. Ken. Ve aza nahnu mitnednedim velikan velikan aliya ve irida minus ve plus. Ve lasot et ze kach she bishvileinu
אנחנו רוצים סך הכל להיות באפס. כי אור וחושך... Și să o facem astfel încât pentru noi vrem să fie zero. לא חשוב לנו, אנחנו מתייחסים גם לאור, גם בחושך, בהערכה האחת. עתד לא מנה שקדשים את המדיקול, לנרפתו לילה מאוד יגל. Toată noaptea, cât și ziua, vin de la Creator și le conectăm ca una, n-avem o apreciere mai mare față de întuneric sau de lumină sau invers. Dar asta e mai târziu pe moment, noi trebuie să tânjim să fim în adeziune cu Creatorul și conexiunea cu lumina Creatorului. Unde suntem? 23. Extrasul 23. Fiecare coborâre este o încercare. Dacă omul poate suporta această încercare, adică gândul care îi apare omului și îl face să vadă că dacă se află sub guvernarea Chedușa sau nu. Adică, în timpul coborârii, omul poate vedea că în momentul urcării, întreaga sa structură a fost construită pe dorința de a primi pentru sine. În timpul coborârii, omul nu poate face niciun calcul, dar după aceea, când primește încă o dată apropierea de sus, care îi vine omului prin ceea ce este scris: eu sunt Domnul care locuiește cu ei în mijlocul impurităților. Adică, deși omul este încă în autoritatea iubirii de sine, totuși apare o iluminare de sus în el, numită o trezire de sus. În acel moment, el trebuie să trezească singur starea de coborâre pe care o avea și să se gândească care a fost motivul pentru care a primit coborârea și ce trebuie să corecteze pentru a nu mai intra încă o dată în coborâre. Din nou, extrasul 23. Fiecare coborâre este o încercare. Dacă omul poate suporta încercarea, adică gândul care vine asupra omului îl determină să vadă dacă se află sub guvernarea Chedușa sau nu, în timpul coborârii, omul poate vedea că în momentul urcării, întreaga sa structură a fost construită pe dorința de a primi pentru sine. În timpul coborârii, omul nu poate face niciun calcul. Dar, după aceea, când primește încă o dată apropierea de sus, care îi vine omului prin ceea ce este scris: eu sunt Domnul care este cu ei în mijlocul impurităților, adică, chiar dacă omul este încă în autoritatea iubirii de sine, totuși o iluminare îi vine de sus, numită o trezire de sus. În acel moment, el trebuie să trezească starea de coborâre pe care o are și să se gândească care a fost motivul pentru care a primit coborârea și ce trebuie să corecteze pentru a nu mai intra încă o dată în coborâre. Ok, Moscova 3. Mulțumesc, învățătorule. Nu e clar ce e această încercare.
greu de lămurit. Eu cred că voi veți înțelege din experiență. Creatorul tot timpul ne dă nouă diferite stări. Aceste stări ele sunt pentru aceia ca noi să înțelegem cine suntem, ca noi să putem ști atitudinea Creatorului față de noi și atitudinea noastră față de El și încât noi suntem în stare să ținem piept celor ce ne dă El nouă, încât suntem de slabi, încât suntem de bucuroși că suntem slabi și putem să cerem de la El ajutor. Încât noi simțim că nu putem cere ajutor de la El și nu avem nevoie de ajutor, ca El să ne ajute pe noi și așa mai departe. Adică toate stările pe care noi le trecem ne învață pe noi aceea cine suntem noi. Și de aceea orice stare care noi o trecem este ca o încercare și un control, o experiență. Când noi anume așa muncim și gata. Ai citit punctul 23? Eu încă o dată voi citi. Fiecare coborâre este o încercare. Dacă o persoană poate suporta procesul, ceea ce înseamnă că gândul care vine spre unui om îi determină să vadă dacă se află sub guvernarea Kedusha simțenii sau nu, în timpul coborârii, omul poate vedea că momentul ascensiunii, întreaga sa structură a fost construită pe dorința de a primi pentru sine. În timpul coborârii, omul nu poate face niciun calcul. Nu are niciun gând, nu îi dă nicio importanță. Dar după când primește încă odată apropiere de sus, asta e vine către om prin ceea ce este scris, eu sunt Domnul care locuiește cu ei în mijlocul necurățeniei lor. Ceea ce înseamnă că adică în cele mai rele stări, Creatorul este cu noi și El atrage în noi aceleași stări și este gata să fie împreună cu ei și totul depinde de noi. Când în exilul egiptean, haidem la faraon, du-te la faraon, cheamă-l pe Creator ca să fie cu tine împreună și așa mai departe. Adică totul depinde de ceea încât omul cunoaște în orice stare că Creatorul este cu el. Și de asemenea, în timpul căderii, omul nu poate face niciun calcul, dar după aceea, când primește încă o dată apropierea de sus, care vine către om prin ceea ce este, atunci el începe corect să-și clarifice stările sale. Eu sunt Domnul care locuiește cu el în mijlocul necurățeniei lor. Ceea ce înseamnă că deși omul se află în autoritatea iubirii de sine, totuși îi vine o iluminare de sus, numită o trezire, tăritura de Ila. În acel moment, el trebuie să trezească singur starea de coborâre pe care o avea și să analizeze care a fost motivul pentru care a primit coborârea și ce trebuie să corecteze pentru a nu mai intra în coborâre. Ma,
și lo iavo otpam liadei aerida. Și cel trebuie să corecteze ca din nou să nu ajungă la acea cădere. Asta numai după ce el a trecut cât și cădere, cât și ascensiune și vede de la înălțimea ascensiunii în adâncimea căderii, atunci poate să înțeleagă ce se întâmplă cu el. Și ce că nu că el ar trebui, el i-ar da lui o poliță de asigurare că nu va cădea sau din nou nu se va ridica și nu va face greșeli și așa mai departe. Asta e numai conform acelei căderi care a avut el, dar nu conform acelei căderi care lui trebuie încă să, cum am desenat aici aceste zigzaguri. Ascensiuni, căderi, ascensiuni, căderi, în măsura progresării noastre înainte, fiecare cădere este mai adâncă ca cea precedentă. Și de aceea noi nu putem învăța din căderea precedentă ce va fi în căderea următoare. Nu ne va ajuta. Numai doar să ne întărim în grup, în Creator și să ne ținem ca un bebeluș care se ține de mama cu mâinile și picioarele, nu vrea să se rupă de la el. Așa și noi trebuie să ne lipim de Creator și în așa fel să progresăm. Asta ceea ce ne salvează pe noi. Turcia 3. Good morning, Dira. My friends asking. Bună-ți, drag Rav. Prietenii întreabă. Sunt astfel de coborâri care te enervezi față de Creator. Spre ce măsură noi trebuie să verificăm aceste stări în timpul coborării spirituale? Noi nu trebuie prea să ne adâncim în acele căderi. Pentru că nu avem ce învăța de la ele. Tu nu poți în întuneric nimic să vezi și nimic să te înveți. Tu trebuie să te strădui să fii cât mai mult posibil mai aproape de grupul de zice. Și în urma acelei apropieri de grupul de 10, tu începi să-ți vezi căderile. Și atunci, din această stare, tu poți să înveți ceva. Dar nu că tu pur și simplu te afli în cădere. Atunci tu te afli pur și simplu în mormânt și gata. Numai să te legi de grup încât e posibil și de acolo să vezi căderea. Mac 3. Mac 3. Mac 3. Nu se aude. M-auziți? M-auziți? Noi de multe ori spunem că măsura, efortul nostru de includere în grupul de 10, astfel grăbim timpurile pe care noi trăim în interiorul nostru. Dacă este, ce este posibil aici, ca să adăugăm aici, ca adăugare în perioada coborurilor spirituale? Încât ești conectat cu grupul datorită acesteia? Noi, cum să zic, ridicăm măreția, numai în tendința, aspirația, noi putem mări tempul cu coborârii și căderii și în așa fel să aspirăm spre țel. Bulgaria 1. Ce coborâri în care noi trebuie să fim, în care noi ajungem în timpul lecției, grupul de 10, în funcție de ce noi trebuie să măsurăm aceste coborâri spirituale? El întreabă.
Ai spus la începutul lecției că noi putem să fim, că putem să fim în coborâre și împreună cu prietenii. Ce fel de coborâre trebuie să fie că noi împreună suntem fizic? Fizic împreună noi îndeplinim diferite acțiuni și mă strădui să fiu mai aproape de ei, necât la faptul că nu în inimă, dar fizic pot să fac oarecare acțiuni de apropiere cu grupul. Fac diferite pregătiri pentru întâlniri, eu clarific diferite lucruri pentru acea întâlnire. אבל בלב שלי אני מת, אבל אני מאוד מקווה שעל ידי הפעולות האלה קיצוניות... Să avem posibilitatea să ne unim împreună, dar în inimă eu mă simt mort și datorită acestor acțiuni exterioare, când ne aflăm în lumea fizică, noi, de fapt, putem cu ajutorul lor să aducem la aceea că lumina superioară să ne lumineze și noi să ne apropiem în formă spirituală, unul cu altul. Siberia. Vreau să specific, poate n-am auzit bine, că Rabba scrie că să ne păstrăm de coboruri, pentru că coborurile să nu se întoarcă la noi. Intenția este să facem coborârea următoare mai puțin timp. Noi trebuie să ajungem la starea când în fiecare clipă noi putem să trecem în foarte multe ascensiuni și căderi la fiecare secundă. E clar? Hadera 2. Binyan shel aliyah ve'irida biyachas la'asiriyah. Hashela sheli hi האם מותר לאדם קסטה לקובורי שורקרי למונקה אנגרופו דזצ'ה אנטרבר אסטה צ'ה דקה סטודנטו דקה פריטן פאצ'ה האיצ'ה או כנסייפן קובורי שורקרי פאצ'ה פאגו בגרופו דזצ'ה דובי צ'ינו ורובי נספרסה דסקיס. Dar aceste lucruri țin mai mult de starea interioară a omului. Acum studentul este în coborâre, este interzis să colaboreze cu ceilalți, să spună la toți? De obicei noi nu facem asta, dar dacă este numai, dacă are o problemă, nu este în stare, poate să aducă un oricare rău, păi atunci numai noi permitem să vorbească și poate nu cu toți, anume cu acei oameni din grup care sunt de răspundere sau care sunt mai aproape de el. Pur și simplu asta nu se descoperă, nu. Altfel, noi ne vom duce în eroare unul pe altul. Fiecare dată vom începe să vorbim despre asta toți prietenii în grup de 10. Pentru ce? Ce veți avea din asta? Voi trebuie tot timpul să vă ajutați unul pe altul, să vă ridicați. Și de asta nu am nevoie să știu starea ta. Eu pur și simplu trebuie să... Dacă vorbim despre cea a doua stare, este stare de urcare și iubesc prietenii și mă te iubesc pe tine, pe toată lumea, pe tine să te ascult și vreau cât mai mult să tot, iubesc absolut totul. Și asta trebuie să fie într-o măsură mai exprimea pe mine față de ceilalți. Puțin poți să dai prietenilor, să-i trezești, dar puțin, ușor și fără pressing. New York 4. I have a descent. And with it, many discernments, many thoughts. יש לי ירידה, יחד עם זה מגיעים הרבה... קובורים פרנו קוסטה ועם תוספל דה צ'רצ'טר. קופת הצפת שמה צ'סטה קובורי הוא סינגור מומנט. צ'סטה פת שמה צ'סט מומנט כנטרי קובורי שורקרי. הרמב״ם סקריה.
despre aceea că lumea noastră se află mai jos de timp, dar lumea spirituală mai sus de timp. De aceea, cu cât mai mult noi avansăm, ne apropiem de spiritual, cu atât noi vom vedea că deodată o secundă este foarte mult. De la începutul secundei până la sfârșitul ei. Și acolo putem pune multe. Și ca în tehnica contemporană, noi putem include milioane de impulsuri într-o secundă, de exemplu. Dar mai devreme nu putem să facem lucrul ăsta. Spiritualul este mult mai mare decât tehnica. Și acolo, practic, este o curățenie infinită. De aceea, timpul, secundă în spiritualitate nu există. Asta practica infinit. Unity 3. Bună dimineața, toată lumea! Am auzit. În timpul căderii Rishimot, el se trezesc în om, dar el nimic nu poate face cu ele. În timpul coborârii, căderii, omul de obicei mecanic participă, pentru că nu are inimă, nu are rațiune, într-atâta nu funcționează și el participă în grup în ce este posibil, în ceea ce ei fac. Ca un bolnav care se află între cei sănătoși, pe urmă se trezește, vine fire și ia parte și el. Bine, prietenul, suntem încă Ghilat. Omul trebuie în timpul căderii să citească tot ce a fost scris în timpul căderii. Și atunci, în această citire, el o să știe cum să-l roage pe Creator, să-i dea viața, ca să nu lase din nou în gunoi. Și la fel o să știe cum să-l mulțumească pentru ceea că de la acel fund. Și asta, după cum este spus, regele care mormântează și care învie, adică mulțumite căderilor și ridicărilor, din asta o să iasă izbăvirea. Încă o dată, în timpul ascensiunii, o persoană ar trebui să citească tot ceea ce este scris despre timpul coborârii. Din această citire, el va ști să-i ceară Creatorul sufletul său, astfel încât el să nu-l arunce încă o dată în coșul de gunoi. De asemenea, va ști cum să-i mulțumească Creatorului pentru că l-a ridicat din groapa fără adâncime. Așa cum s-a spus, un rege care ucide și dă viață și aduce mântuire, adică mântuirea crește din coborâri și ascensiuni. Da. Bine, eu cred că asta ne este clar. Încă puțin. Tractul 25. Când omul învață să se stragă folos din coborârea sa, neapărat în timpul însăși coborârii, nu în timpul coborârii, pentru că este mort, dar mai târziu, când omul reînvie, ce înseamnă că el îi dă ascensiunea. Atunci vine timpul să învețe ce a fost cu el în timpul coborârii. Cu alte cuvinte, în ce jusnicie a fost, asupra căror lucruri au fost îndreptate aspirațiile lui, ce aștepta și că dacă o să aibă asta și aceea și el să se simte perfect. Și atunci el vede că
toată viața lui în timpul coborârii a fost nu mai mult decât o viață de animal. Reiese că de la această coborâre este un folos mare, așa cum el vede rusnicia proprie. Până la ce stare poate să ajungă și doar Creatorul scoate din această rusnicie. Acesta este momentul pentru a vedea măreția Creatorului, că El poate aduce o persoană din lutul lumii unde ar putea să se nece și să rămână pentru toate de una mâinile Sitrahrei. Încă o dată, extractul 25. Când se învață și se profită de coborâre, cu siguranță nu în timpul coborârii însuși, pentru că atunci iese mor. Cu toate acestea, după aceea, când Creatorul reînvie, sensul îi dă o ascensiune. Acesta este momentul să aflăm ce s-a întâmplat în timpul coborârii, adică în ce smirenie era, ce tângea și ce aștepta. Că dacă ar fi să o aibă, s-ar simți că, ca o ființă umană completă. În acel moment, el vede că întreaga sa viață de a fi în descendență nu a fost nimic mai puțin decât viața unui animal. Rezultă că marele beneficiu al acestei descendențe este că își vede propria smerenie. În ce stare ar putea veni și că numai Creatorul îl scoate din această smerenie. Acesta este momentul pentru a vedea măreția Creatorului, că El poate aduce o persoană din acel lut, bolută, unde ar putea să se înnece și să rămână pentru întotdeauna mâinile Sitrahrei. Și numai Creatorul l-ar scoate de acolo. Tel Aviv 4. Tel Aviv 4. Mulțumesc, Rab. În funcție de acest grafic care l-ai desenat, se pare că totul trebuie să fie opus. Lucrul, forma de lucru spiritual, se pare că omul trebuie să învețe din coborâri și coborârile trebuie să fie mult mai ușoare. Ascensiunile sunt mai puternice, coborârile sunt mai puternice pentru că importanța luminii este din întuneric. Nu poate fi una mai puternică ca alta. E una și aceeași doar cu ecran sau fără ecran. Să fond doi. Cum să facem o comparație corectă între starea de senzație și interior? Cum să punem în balanță starea de simți și coborâre spirituală în starea de urcare și coborâre spirituală? Că este greu nouă să vorbim ce formă este între rațiune și simți și conform acestea între coborâre și ascensiune pe axa timpului, de la stările joase și până la corectarea deplină, nu pot să vorbesc deocamdată pentru despre aceasta. Nu sunt gata. Pe 29. Încă o dată, ca să simțim această diferență între urcare și coborâre, ca mai mult sau mai puțin trebuie să tind către urcare? Poți să se spun așa? Anume așa. Fiecare cădere este pentru a ne aduce. Putem spune chestia asta, ceea ce am citit noi dinainte? Da, Kazahstan. Kazahstan.
Rav, îți mulțumesc de această lecție practică și foarte intensă. Cum să mă adresez la coborâri sub o formă practică? Acum, când această formă de coborâri spirituală nu continuă, ce trebuie să facem atunci? Ce grupul de 10 trebuie să facă să ajute la prieteni în timp ce este în coborâre spirituală? Numai încât noi suntem în stare să fim uniți împreună, în muncă comună, în studiul comun, în diferite acțiuni comune, noi scurtăm timpul celor ascensiuni și coborâri. Noi avem nevoie de multe schimbări, să ne impresionăm de tot ce este în cale. Și problema e în acea cale, că noi nu trecem această cale în ascensiune sau în coborâre, dar în diferența dintre ele. Și, cum să zic, direcția noastră, mișcarea noastră în schimbarea din cădere în ascensiune. Așa, mișcări linie, dar anume în zigzag. Cădere, ascensiune, cădere, ascensiune. Nu ne se pare că sunt așa șterse pe axa timpului, dar nu ne se pare numai în simțurile noastre. Deci, noi desfășurăm așa pe axa timpului, dar asta nu este așa. Tot timpul noi ne aflăm în cădere și ascensiune, cădere și ascensiune, într-unul și același timp. Bine, acum noi poate facem o pauză, nu, a Latin 3. Așa, noi vorbim al tot de var, că așa vorbim mitorut milemata. Întrebarea este, noi ca și cum vorbim de una și aceeași când vorbim de trezire de jos. Nu, lasă, repete, nu e clar întrebarea. Hablamos de lo mismo cuando hablamos del despertar de abajo y de la luz de misericordia. Haim anachnu ha'itorarut mi'itorarut ha'deltata ve'orah. Trezirea de jos și lumina hasad de misiunea și aceeași. Itorarut ha'deltata ze tfila, ze alatman. Or hasadim anachnu mikablim milimala. Ridicarea de jos este ridicarea rugăciunii. Lumina Hasadim este conectat de sus inclus. Una nu ține de alta. Nu este una și aceeași. Bine, astăzi cred că vom trece la învățătura celor 10 sfirot. Dar mai întâi ascultăm o melodie. La la la.